Cât credeți că va mai rezista Ucraina? Suntem în a 15-a zi. Ucraina a rezistat mai mult decât ar fi crezut Vladimir Putin că va rezista. O surpriză, cred că, pentru multă lume, sincer. Da, da. Și Ucraina n-a fost lăsată singură. După 2014, după anexarea ilegală a Crimeei, întreg Occidentul s-a mobilizat și a sprijinit Ucraina pentru a-și întări capabilitățile militare și civile de răspuns. Poate că sancțiunile luate în 2014 au fost mult prea ușoare. Dacă am fi fost atunci mult mai ferm, dacă am fi avut o reacție similară cu cea pe care am avut-o zilele acestea, nu știu dacă s-ar mai fi ajuns la o invazie. Dar din greșeli înveți și mă bucur foarte mult că astăzi Occidentul arată că este unit. Uitați-vă că până și Germania a anunțat că nu va mai pune în funcțiune Nord Stream 2. Foarte multă lume avea aceste semne de întrebare. Dacă pentru un stat membru important al Uniunii Europene, cum ar fi Germania, cum ar fi Franța, dacă ei vor avea puterea să ia astfel de decizii. Și iată că au putut. Deși există, chiar și pentru ei, implicații economice destul de serioase.